Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O pictură pe zi. După o scurtă pauză în care m-am relaxat și eu și mi-am regăsit inspirația, a venit momentul să mai postăm o picturică. Și ce picturică mai bună decât una din fructele mele preferate de vară să pictăm, și anume cireșele. Sper să vă placă picturica de astăzi. În caz de n-ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, apăsați clonțopelul de notificări dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez, să zdrobiți butonul de like și să să vă abonați. Și un share dacă vreți să dați, ajută foarte mult. Pentru cei care vor să mă ajute cu bănuți, aveți un link în descriere de Patreon, de PayPal și de asemenea puteți deveni membri ai acestui canal și puteți să ajutați canalul și pe mine să continui să postez tutoriale pentru începători în continuare pe această platformă. Aveți mai multe nivele, de 6 lei pe lună, 20 lei pe lună, chestii de genul ăsta, prin care puteți să mă ajutați, puteți să mă sprijiniți și ca eu să pot să continui să creez conținut artistic pentru noi în limba română. Bun. Trecând mai departe, o să pictăm niște cireșele, cum v-am spus. Folosim un carton pânzat, o pânză, practic, întinsă pe un carton, de dimensiune 30x30, pânză de bumbac, de 30x30. Folosesc culori acrilice și de asemenea diluez cu apă atunci când este nevoie. Pensula pe care o folosesc e o pensulă din păr sintetic, o pensulă Filbert, o pensulă ovală, numărul, dacă nu mă înșel, 10. Și voi mai folosi în decursul acestui clip încă o pensulă ovală, numărul 6, parcă una mai micuță. Mai întâi am început cu o schiță în creion, vedeți că am trasat conturul cireșelor pe pânză cu un creion, iar apoi folosind o gumă, o radieră elastică, am scos, am șters din creion ca să nu rămână foarte mult grafit pe pânză și să nu ne măzgărească, să nu ne murdărească culoarea. Când vrem să desenăm, când vrem să pictăm, când vrem să colorăm fructe sau natură statică sau ceva care vrem să fie spre realism sau semi-realist sau cât de cât pe acolo, e foarte, 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 foarte important să avem o fotografie de referință, o fotografie model, o imagine care să ne ajute și la modul după care să ne luăm, pentru că ca să putem să creăm zone de umbră, zone de highlight, de exemplu pe această cireașă, noi automat trebuie să avem fața noastră o cireașă pe care să o studiem și pe care să încercăm să o înțelegem, să încercăm să înțelegem cum pică lumina, cum pică umbrele și să încercăm să o și creăm cu ocazia asta. Deci e foarte important să aveți o imagine de referință. Ca și culoarea, v-am scris la începutul videoclipului ce fel de culori folosesc la modul denumirea lor, iar ca și branduri folosesc mai multe branduri, în general aveți în descriere și pe lângă acelea, eu în general încerc tot felul de branduri, încerc tot felul de culori, cât timp nu sunt foarte, foarte ieftine ca să fie și slabe calitativ, sunt ok. Iar când pictăm la fel, de exemplu, cireșe sau nu neapărat cireșe, orice alt fruct, atenția este pe detaliu, atenția este pe fiecare zonă, pe fiecare culoare, pe fiecare, cum să spun eu, pur și simplu pe fiecare zonă, pe fiecare suprafață a picturicii noastre. Trebuie să ne gândim cum redăm, de exemplu, cireașa din spate, să o arătăm că e în spate, și acest lucru pur și simplu colorăm un roșu mai închis sau un vișiniu cu un pic de negru, îl închidem mai mult ca să arătăm că lasă umbră cele două cireșe din față. La fel pe cea din față, cum o redăm, îi redăm zona de highlight adăugând alb sau un roșu foarte deschis. Îi umbrim zona care vrem să fie umbrită folosind un vișiniu închis și cu un pic de negru. Foarte cu multe culori nu folosesc, însă folosim multe tonuri pentru că încercăm să redăm, încercăm să creăm un efect 3D, să creăm o zonă dintr-o zonă 2D care este a noastră pânză, să arătăm cumva cireșele, să le arătăm formele lor, să arătăm că e rotundă, să arătăm rotunjimea, să arătăm lumina care se reflectă din ea, lumina care este dispersată despre fața cireșei și chestii de genul acesta. Este o pictură care o puteți face chiar dacă sunteți începători, automat nu o să vă iasă cum e și mie, dar nu asta este important, nu trebuie să vă iasă cum e și mie, nu. Ideea este în primul rând să vă iasă cum vă iese vouă, pentru că vă pictați la nivelul vostru, vă pictați cu materialele voastre,
și vei pictați cu experiența pe care o aveți voi. Ideea este că cât timp veți dori să pictați, să desenați și veți dori să progresați, prin practică o veți putea face și puteți ajunge să pictați, să desenați oricât de sus. Ține doar de voi cât de mult timp investiți în a dezvolta această abilitate. Pentru că, v-am mai spus, pictura, desenatul sunt abilități pe care le putem învăța cu toții și le putem pur și simplu dezvolta și dobândi și crește până la nivel chiar foarte, foarte sus. Eu nu zic că nu ești oameni cu talent care ajung să treacă de acel barem superior și trec în partea altă la geniu, dar să pictăm pur și simplu, de exemplu, realistic sau să pictăm, să învățăm să pictăm sau să desenăm super ok, pot să zic așa, putem face oricine. E nevoie de răbdare și e nevoie de perseverență. Și clar e nevoie să învățăm, să urmărim tutoriale, să eventual să citim cărți, materiale, să studiem și să încercăm să aplicăm și să pictăm, să desenăm corect. Să nu perseverăm în greșeală și să încercăm întotdeauna să devenim mai buni și mai buni. Bine, asta e valabil în orice fel de aspect al vieții și e pur și simplu un sfat pe care pot să vi-l dau legat de orice ați face și oriunde ați fi în viața voastră. Așa, deci vedeți că am acea cireșică din spate, am întunecat-o destul de mult acolo, partea de jos, între celelalte două din față. Vreau să-i creez și o zonă de un volum, așa, o umflătură, practic, că cireșele sunt rotunjoare, să-i creez acea rotunjime și vreau de asemenea să-i creez umbra pe care o face codița cireșelei din față, să o arăt cumva că tai acel highlight. La fel, acest lucru va da un plus de tridimensional, va da un plus de volum și ne va ajuta. Mie mi-a luat undeva la o oră jumate, cred, această picturică și vă recomand întotdeauna să vă lăsați timp când vreți să pictați, să vă aveți timp la dispoziție, să nu aveți altceva de făcut în timpul ăla, adică dacă vreți să pictați, stați-vă o oră, per exemplu, și pur și simplu în ora aia pictați și dacă nu terminați pictura, nu e problemă, vă opriți și continuați altă dată, mâine, poi mâine, în altă zi, decât să încercați să terminați repede o pictură și să o greșiți sau să o grăbiți sau să nu mai aveți răbdare, pentru că la început inamicul cel mai mare al unui pictor amator, al unui pictor la început, este răbdarea, lipsa răbdării. Și pe măsură ce exersați, vă veți exersa și răbdarea și o să puteți să pictați mai mult. O să pictați un sfert de oră, 20 minute, o jumătate de oră, 40 minute, o oră jumate și mă refer să pictați efectiv încât să nu știți cum a zburat timpul și să pur și simplu să vă facă plăcere maximă ședința de pictură, statul la birou și pur și simplu actul în sine de creație. Jocul cu culorile, soroterapia asta minunată care iese din pictură. Pentru că v-am spus, pictura, desenatul fac parte din frumos, fac parte din artă și sunt medicament, sunt liniștire pentru suflet și pentru trup. Și pentru minte, bineînțeles. Așa. Iar cireșica din față, ne duce la cireșelele noastre, o facem un pic mai deschisă pentru că este mai în față. În schimb, este foarte important să-i creăm și contraste ca să putem să arătăm volumul mai bine. Să nu ne fie frică să, în afară de zona aceea deschisă, unde să punem roșu deschis și cu niște accente de spre alb, să nu ne fie frică în partea de jos sau unde vrem noi să, sau unde vedem noi că pică umbra și nu este foarte luminată, să nu ne fie frică să folosim o culoare închisă. Nu trebuie să folosim negru, în schimb putem închide culoarea de bază, putem închide acel roșu, adăugând puțin câte puțin negru, puțin câte puțin maro în roșu, până ajungem la o consistență, la un roșu închis care să ne placă. Și nu vă fie frică, e foarte important să nu vă fie frică, nu aveți ce greși. Multă lume îmi spune că pur și simplu ezită și evită să picteze pentru că le e frică că vor strica pictura, că vor strica pânza, că nu vor putea să termine pictura pentru că nu vor să știe. Cea mare greșeală este să nu faci un lucru. E pur și simplu mult mai ok este să încerci și să greșești sau să încerci și să îți iasă decât să nu încerci. Pentru că dacă nu încerci, practic
n-ai nicio informație, nu știi nimic. Dacă ai încercat și nu ți-a ieșit, ai rămas cu o experiență și data următoare când vei încerca, vei reuși mai bine și vei progresa. Dacă ai încercat și ai reușit, înseamnă că deja stăpânești niște chestii și poți trece mai departe la un alt nivel, la un nivel superior și la fel și acolo, fără frică, greșeala este prietenul nostru și pur și simplu cât timp ne dăm seama de ea și nu o repetăm, greșeala este, pavează drumul spre progres și drumul spre a deveni mai buni, cam în orice domeniu al vieții. Atenție, dacă nu perseverăm în ea, adică să nu o repetăm. Și dacă greșim ceva și dacă stricăm ceva, nu contează ce, nu contează unde, cât timp ne dăm seama și învățăm din acel lucru, e pur și simplu un lucru minunat. Așa. Mai facem o mică pauză din tutorial și vă reamintesc, în caz de n-ați făcut-o, să apăsați butonașul de subscribe, să vă abonați, dacă vreți să mai vedeți tutoriale, picturele făcute de mine pe acest canal și de asemenea să zdrobiți butonașul de like, mă ajută foarte mult, like-urile voastre mă ajută foarte mult, susținerea voastră, să distribuiți și să apăsați și clonțopelul de notificări cu opțiunea aceea, toate notificările pornite, ca să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez. Iar pentru cine vrea să mă ajute cu bănuți și vrea să susțină arta și ale mele tutoriale în limba română pe acest canal pe YouTube, o pot face în descriere, aveți un link de Patreon și un link de PayPal, sau puteți deveni mai simplu membri pe YouTube, am 3 nivele de membri, de 6 lei, 20 de lei și parcă 50 de lei pe lună și cine fiecare cum dorește, ce dorește să mă ajute, să mă susțină și să pur și simplu să devină sponsor a acestui canal. Bun. Întorcem la cireșelele noastre care deja prind și ne îndreptăm fapt spre final. Am făcut codițele pur și simplu folosind un verde, un galben muștar pentru codițele în sine. Un verde mai închis în partea de umbră, un pic de galben în partea de lumină. Acolo unde se întâlnesc ele am folosit un pic de maroc, un pic de galben muștar și cu un pic de highlight gălbui, așa cu un pic de alb. Mai putem să facem frunza, care o vom face la fel, folosind verde, folosind galben muștar și folosind un pic de negru ca să închidem verdele în zonele în care vrem să arătăm acest lucru. Și o să fac frunza un galben mai verzulin înspre exterior, o să-i fac și o parte îndoită și o să-i facem highlight-ul în partea unde are pliu și umbră în partea spre frunză ca să arătăm acest lucru. Nu ne fie frică să folosim culoare, să nu ne fie frică să pur și simplu să amestecăm culorile, să ne jucăm cu ele, pentru că oricum ar fi, și dacă în chinii mele am greșit ceva sau n-ar fi face un blend care nu ne place sau o trecere de culori, putem foarte ușor să lăsăm să usuce și apoi putem reveni peste și putem corecta. Acrilica se usucă foarte repede și ne dă voie foarte ușor să revenim și să corectăm. Vedeți, aici la fel vin cu un verde mai închis, încerc să delimitez zona aceea în care frunza se îndoită și umbra care o creează, pliul acela care le face frunza. Vin cu niște zone de highlight, tot la fel, ca să accentueze, să fie un contrast, pentru că volumul îl dăm prin contrastul pe care îl creăm între culorile pe care le avem într-o picturică. Și ca să nu rămână fundalul alb, o să vin cu un roz deschis și apoi cu un roz mai puternic un pic și o să creez un efect de vinietă. O să închid un pic așa marginile, colțurile și apoi o să adaug alb, să merg spre cireașa noastră, dar nu o să colorez toată pânza, doar vreau să creez un efect de vinietă pentru că dă un plus de culoare și e o culoare oricum foarte puțin vizibilă și ne ajută să ne concentrăm mai mult spre cireșele noastre din centru. Sper că v-a plăcut tutorialul de astăzi, dacă da, zdrobiți butonașul de like, încă o dată abonați-vă că n-ați făcut-o și distribuiți, plus clonțopelul de notificări. Eu am fost Albert și vă doresc să aveți o zi minunată și o să ne revedem data viitoare cu un nou tutorial pe acest canal. Am pupat, pa, pa!